De săptămâna viitoare, centrul de vaccinare de la Pașcani își va reduce programul de funcționare. Potrivit unui comunicat de presă trimis de Primăria Pașcani, de luni 22 noiembrie, centrul va funcționa astfel. Luni, miercuri și vineri, programul va fi între orele 15:20, iar marți, joi, sâmbătă și duminică, între orele 8:20. Un motiv pentru reducerea programului este faptul că nu sunt medici care să asigure permanența. În urma anunțului de angajare dată de primărie, un singur medic a fost disponibil, în condițiile în care în centru funcționează două fluxuri de vaccinare. Anul trecut, apelul nostru a răspuns doar un singur doctor cu el și reușim să asigurăm continuitate personală viitoare, dar în ceea ce privește medicii, da? Personal medical, dar medicii încă suntem deficitari pe ceea ce înseamnă disponibilitatea în timpul zilei de luni până vineri, în intervalul orar 8:15. Majoritatea medicilor au serviciu, sunt disponibili după amiază, nu sunt probleme cu ora 15, dar între 8:15... Dimineața mai greu cu medicii. Primarul municipiului Marius Pintilie a precizat că deficiența de personal este pe timpul zilei, în intervalul orar 8:15, și a făcut apel în continuare pentru angajarea de medici. Fac un apel în continuare către toți medicii care au măcar o zi disponibilă din 5, adică nu este obligatoriu ca cineva să spună, domnule, eu mi-asum să vin 7 zile din 7 sau 5 zile din 7. Dacă există medici care măcar o zi pe săptămână au posibilitatea să vină la centrul de vaccinare, să asigure funcționarea centrului de vaccinare, să vină, să ne informeze, să depună o cerere sau să depună o notă de informare către primărie că au disponibilitatea respectivă. Iar noi, chiar dacă vom avea 5-6 astfel de cereri, o să încercăm să acoperim zilele săptămânii în așa fel încât, la un moment dat, să fie plin. N-aș vrea să fiu nevoit să anunț pășcălenii că, din păcate, nu avem medic dimineață și nu putem vaccina. De precizat este faptul că, deși se vorbește despre apariția valului 5 al pandemiei, deocamdată în județul Iași, potrivit unui comunicat de presă al prefecturii Iași, județul a revenit cu rata incidenței sub 3 la 1000 de locuitori, pentru prima dată după 28 septembrie. Și în Pașcani, incidența duce spre un scenariu galben, cu 2,40 la 1000 de locuitori, iar în spitale încep să se elibereze paturi, inclusiv din terapie intensivă. În Târgu Frumos și Hârlău, situația pare să fie și mai bună. Cele două orașe se află în scenariul verde, cu o rată de infectare scăzută sub 2 la 1000 de locuitori.